Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Primăria Constanței vrea să închidă noaptea locurile de joacă pentru copii. Citez, să nu mai reprezinte un refugiu pentru cei care consumă alcool, a declarat Felicia Ovanesian, city manager în municipiul Constanța. Deci nu înțeleg, dacă bei, oricum te dai uța dacă bei. De ce mai vrei în leagă? Doamna, asta e, primăria Constanța plătește acum unei firme montarea de garduri și împrejmuiri pentru toate locurile din oraș. Ce oraș frumos, garduri și uzine. Da, mă, cât mai multe garduri, să fie multe, multe garduri. Băi, ce obicei nenorocit ăsta, să punem garduri peste tot. Cât mai multe garduri, să ruginească, să strângă mizerie, să nu știu ce. Zi, Luca, tu ești de acord cu gardurile? Domnule, eu am avut în fața blocului mulți ani o bancă de lemn. Banca aia, bă, atrăgea bețivi, ce, bă, eu n-am văzut în viața mea. Bețivii au nevoie de un loc al lor. Și ce ați făcut cu banca? Să șadă. Da. A fost tăiată cu flexul. Păi că nu se mai putea altfel. Păi nu, ideea este că ăștia bețivii se duc în locurile de joacă neîngrădite, da, ca să zăbovească undeva în timp ce consumă, știi? Da. Și doamna vrea să evite, că și cum să faci altfel, să nu mai intre ăștia în locurile de joacă și să bea pe leagăne. Nu știu dacă nu, care cumva există sau ar trebui să existe legislație privind consumul de alcool pe spațiu public, în public. Cred că există. Adică sunt orașe în America, poate că ați văzut prin filme, că beau... Din pungi de hârtie. Din pungi de hârtie. De ce? Pentru că poliția, dacă te vede bând dintr-o sticlă de alcool, are dreptul să te oprească și să te amendeze. Dacă e în pungă de hârtie, n-are cauză. Acum foarte mulți ani la New York m-am oprit pentru că aveam o pungă de aia de hârtie, luasem niște bere, știam de regulă asta și mergeam cu ea în cameră să o bem. Și ne-au verificat, ne-au oprit și ne-au verificat, ne-au întrebat ce aveam acolo, iar dacă aș fi avut, mi-a explicat, dacă aș fi avut berea deschisă în pungă, tot m-a amendat. Na, ca să vezi. Deci așa se rezolvă. Vezi că noi n-avem pungi de hârtie sau ce? Adică dacă ne dă o legislație... Nu, dar există reguli împotriva acestui gen de manifestări care trebuie aplicate. Există foarte multe reguli. Există reguli împotriva prostituției stradale, de exemplu, și la mine, la Lizeanu, acolo este ceva, e o nenorocire. Adică din ce în ce mai multe prostituate și, mă rog, se întâmplă tot felul de lucruri prin spatele blocurilor și e plin de lucruri pe jos. Da. Astea sunt fenomene care nu pot fi curmate cu totul, dar trebuie ținute sub control. În acest oraș și în orașele României se montează, se dau o mulțime de bani publici ca să se monteze stâlpișori și garduri și să se ridice bordurile ca să nu se parcheze ilegal. Corect. În condițiile în care în alte țări nu vezi nicăieri gardulețe de genul ăsta și stâlpi, banii publici aia sunt economisiți. În schimb, dacă parchezi strâmb, îi iei amendă imediat. Deci în loc să se aplice niște reguli și municipalitățile, primăriile să câștige bani când regulile sunt încălcate, la noi se preferă cealaltă variantă. Să se cumpere din bani publici, de la firmele prietenilor, gărdulețe, stâlpi și așa mai departe, să se pună borduri, când alternativa este cea firească peste tot. Alternativa civilizată este aia, în care încasezi bani când se încalcă o regulă, nu în care consum bani ca nu care cumva, ce, trebuie să terminăm, nu? Eu îl văd la primărie peste du-te ceva vreme. Da, la revedere, pa. Măcar consilier. Luându-le bani bețivilor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.